Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România te iubesc! 2023 a fost anul competențelor digitale în Europa, dar acest lucru a trecut neobservat în România, care se află constant pe ultimul loc de pe continent în topul DESI al indicelui economiei și societății digitale. După pandemie, lumea n-a mai fost la fel, iar proiectele de transformare a comunității au avut în prim plan pilonul digital. Oricum, lumea evoluează, iar noi, ca să fim competitivi și să creștem calitatea vieții, trebuie să investim în reforme. Planul Național de Redresare și Reziliență are un buget impresionant pentru schimbare și transformare digitală, dar modul și durata în care este pus în aplicare lasă de dorit. Cosmin Savu a făcut o analiză a modului în care autoritățile vor și pot să digitalizeze România. Dacă te uiți așa la digitalizare, ea este o plăcintă mare care e fărâmițată și împărțită, dar nu foarte, foarte regulată, așa, foarte clar cine se ocupă de ce. Digitalizarea asta continuă să fie un copil cu prea multe mame. Ministerul ăsta toate stau în 1-2 specialiști. Nici nu sunt specialiști, îmi pare rău să spun unii dintre ei. Au avut de-a face puțin cu tehnologia. E o implementare proastă, foarte proastă. În 2020-2022, cele mai multe dintre instituții au continuat să implementeze soluții informatice de producție 2000-2005, ceea ce înseamnă că am achiziționat la bani mulți produse vechi. Vai de noi! Hai, lasă, e competiție, ne luptăm. Aveți încredere în noi. Peste 12 milioane de români utilizează internetul zilnic, însă foarte puțini dintre aceștia în interacțiune cu autoritățile statului. Avem conectivitate și viteză de internet încă bună, aptitudini tehnice rezonabile, dar aplicații și programe guvernamentale și administrative jalnice. După ce a trecut șocul pandemiei, Uniunea Europeană a demarat o serie de programe care să transforme administrațiile publice în vehicule digitalizate, care să ușureze interacțiunea cu cetățenii și mai ales să le crească calitatea vieții. Așa a apărut PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, care are condiție obligatorie realizarea de reforme administrative, peste 29 de miliarde de euro în 3 ani. Andrei Nicoară a lucrat în guvern la Cancelaria primului ministru în mai multe mandate și este specializat în tehnologia informației. Digitalizarea este o condiție a PNRR-ului. 20% din fondurile PNRR trebuie să fie investite în zona de digitalizare. Nu atingi proiectul de 20%, nu-ți primești suma completă din PNRR. 6 miliarde pentru digitalizare. Este de 3-4 ori mai mult de cheltuit în 5 ani decât am avut de cheltuit în ciclul de 7 ani anterior. Au fost idei de la triplăm din pix valoarea proiectului ca să consumăm banii, până la lupte de a încerca să schimbăm activitatea instituțiilor astfel încât să înțelegem puțin mai mult din acești bani, pentru că suma totuși este impresionantă, adică orice cetățean trebuie să se gândească că este ceva ce n-a mai fost și nici nu cred că o să mai fie vreodată. Digitalizarea în România suferă în zona de implementare a serviciilor online din administrația publică. Nenumărate proiecte au eșuat de-a lungul timpului și acum este momentul unui restart. E-România, e-turism, Au fost inițial o viziune de 10 proiecte cu E, dintre care s-au început două și s-a terminat unul singur, acel numit E-România. Cu eșec în linie. Acum, cu un site care nici nu știu dacă mai e funcțional. Nu cred că mai e funcțional. 10 de milioane de euro s-au aruncat în perioada 2011-2013 într-un proiect ce se voia de guvernare electronică, un portal care și acum zace nefolosit. Sabin Sărmaș a fost până de curând președintele Comisiei IT&C din Camera Deputaților. E cumva o contradicție foarte mare între potențialul nostru ca țară și ca industrie de a transforma România și incapacitatea asta de a ne transforma. George Angel a condus mai bine de 10 ani Asociația pentru Plăți Electronice, singurul parteneriat public-privat de succes în domeniul online care administrează portalul ghiseul.ro. Nu vedem niște rezultate concrete, nu vedem ceva care să ne dea încrederea că am făcut niște pași înainte, că am progresat.
Modul în care s-au adunat proiectele din PNRR pe digitalizare de la fiecare instituție în parte pare un efort heirupist din partea statului, care nu a făcut din digitalizare un proiect de țară asumat. Banii s-au cheltuit și înainte, fără beneficii reale pentru cetățeni. Digitalizarea nu este o listă de shopping pentru unul sau pentru altul, ci este un demers transformațional prin care oamenii trebuie să simtă că le este mai bine. În perioada 2018-2023 au fost 277 de proceduri în SEAB pe partea de digitalizare. E bine, acum vom sări de 2000 de astfel de proiecte, și cred că este puțin, și la nivelul instituțiilor centrale se dorește gestionarea acestor fonduri cu exact aceeași capacitate operațională care era și înainte. Avem în mod oficial undeva la 14.400 de ordonatori principali de credite. Cetățeanul are o cu tot și cu tot altă perspectivă despre acest lucru. Din perspectiva lui, instituția publică este acea clădire unde se duce și scrie un nume de instituție publică pe ea. Trecem de la 14.400 de ordonatori principali de credite la 30.700 de instituții publice în România, ceea ce este enorm. Un capitol distinct în PNRR este transformarea digitală. O parte din bani sunt în organizarea, supravegherea și controlul Ministerului Digitalizării. O parte mai mare de bani sunt împrăștiați în zone precum sănătate, justiție, educație și așa mai departe. Mihai Matei conduce de câțiva ani Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, ANIS. Cred că am schimbat cel puțin 9 miniștri. Ar avea sens dacă tu ai avea un plan, niște șine pe care te așezi și doar, ok, continui, bun, ai continuitate. Ar trebui să continui indiferent de cine vine în scaun. Care plan? Aia e. De transformarea digitală în România ar trebui să se ocupe Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, condus din iunie 2023 de PSD-istul Bogdan Ivan. Cine coordonează transformarea digitală în România? Ar fi foarte simplu să vă răspund la întrebarea asta, că ar fi foarte clar definite lucrurile. Vă spun că la acest aspect lucrez foarte mult, pentru că în momentul de față Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este responsabil pentru politici publice, așa sună foarte, foarte pompos, dar cu aplicarea directă e mai mult un efort foarte conjugat cu mai multe instituții, pornind cu ADR-ul, care are un set de atribuții, cu alte entități care fiecare au în interiorul lor procesul de transformare digitală. E o rezistență uriașă în fața schimbării. Toată lumea vrea schimbare, dar nimeni nu vrea să se schimbe. Mă refer aici în special în zona corpului funcționarilor publici. Asta a fost și problema Ministerului Digitalizării. El s-a născut fără să preia nimic. Nu există mai nimic în afară de zona de comunicații în Ministerul Digitalizării. N-a preluat nici arhivă, n-a preluat nici proiecte, n-a preluat nimic. Există o formulă juridică foarte originală și ciudată, în care se spune că Ministerul Digitalizării își exercită prerogativele prin ADR. Autoritatea pentru Digitalizarea României ar trebui să ofere viziunea pentru viitorul țării. ADR-ul este un organism cu conducere politică. Da, pentru că este instituție publică în arcul guvernamental, dar mă bucur că am găsit și am deschis și am inițiat un Consiliu Național de Transformare Digitală, unde fac parte reprezentanță academică. Consultativ, dar ne ajută în actul decizional, pentru că accesul la tehnologie de ultimă generație... Deci v-am întrebat politic, pentru că conducătorii se schimbă politic. Tocmai. Viziunea, digitalizarea e națională și ar trebui să fie poate un proiect de țară. Și este proiect de țară. Cea mai importantă instituție implicată în digitalizare are în conducere doi subsecretari de stat împinși pe funcții de CV-ul politic. Aici vine neîncrederea. Înțelegeți? Într-un organism politic, pe mâinile căruia pui foarte mulți bani și ai și suspiciuni de pregătire, nu știu. Au fost discuțiile în jurul vicepreședinților dumneavoastră, au fost... Atât au fost discuții malicioase. În care vicepreședinții pe care îi avem la adres sunt tineri, au energie, energia tânărului și dorința de a face și de a schimba. Maria Alexandra Chivu a fost susținută de PSD Brașov la conducerea ADR, deși n-avea nicio experiență profesională relevantă. A fost înainte asistentă la aceeași instituție. Celălalt vicepreședinte este un proaspăt absolvent de facultate, care este de la 22 de ani în funcție, susținut de Tineretul Liberal. Pregătire profesională la 23 de ani? Cu toții o dobândim în timp.
Ideea e să avem ocazia și oportunitatea. Are oameni pregătiți să are fie lider de proiect? Are oameni pregătiți, da, puțini, din păcate, pentru că mecanismul de salarizare nu este în linie cu salariile din mediul privat în domeniul IT&C. Indicele DESI este un instrument de măsurare și evaluare a progresului digital al statelor membre ale Uniunii Europene. În fiecare an, România este în coada clasamentului. Suferam la tot în afară de conectivitate. Singurul lucru la care mai stăm bine, dar nici la asta nu o să mai stăm bine foarte mult dacă evoluăm așa cum evoluăm, era conectivitatea, viteza de internet. Și mai stăteam bine la, într-adevăr, la componente care țin de industria IT&C, de numărul de absolvenți. Acolo suntem talentați și avem 200 și ceva de mii de IT-și care sunt buni. În rest, suferam la tot. Lipsa de competențe digitale, lipsa digitalizării serviciilor publice, lipsa digitalizării IMM-urilor în România și așa mai departe. Adică pe toate liniile sufeream. O explicație de ce o parte din concetățenii noștri români sunt plecați în alte societăți și muncesc, tocmai pentru că calitatea vieții are un indicator sau un ingredient și digitalizarea. Deci, cum stăm? Până anul trecut s-au făcut topuri în DESI. Suntem tot pe ultimul loc. Nu cumva să cheltuim niște bani cu rezultate zero sau chiar mai rău. Banii ăștia, o parte dintre ei, trebuie să-i dăm înapoi. Bun. Sunt bani împrumutați. Nu cumva să facem proiecte de dragul proiectelor. Nu, acum nu se fac proiecte de dragul proiectelor. România va folosi banii din PNRR într-o sumedenie de proiecte insulare, repetând greșelile trecutului. Alte țări au preferat să adune toate instituțiile sub o singură umbrelă digitală. Se numește portal guvernamental. Și există state care au un singur loc în care intri și după aia ajungi unde ai treabă, în zona guvernamentală. Pe acest proiect vom merge și noi? Nu. Nu era mai corect așa? Din punctul de vedere al cetățeanului, sau da. Eficient? Din punct de vedere instituțional, este foarte greu să impui un astfel de proiect celorlaltor instituții publice. Gândiți-vă că fiecare șef de instituție își creează un site în care vrea să-și pună poze cu el, să-și promoveze imaginea, deci vrea să controleze interfața lui cu cetățeanul. Nu ajungem la lipsă de eficiență pe care am avut-o și înainte prin insularizarea asta. Ba da, da, asta e realitatea. La guvern se lansează cu mare tamtam demararea proiectului Portalul Digital Unic, care a mai fost lansat de două ori, fără nicio finalitate. Ceea ce face astăzi Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării reprezintă un moment, aș zice istoric, mă feresc de cuvintele mari, dar reprezintă un moment esențial pentru digitalizarea administrației publice din România și pentru calitatea serviciilor pe care administrația le oferă sau ar trebui să le ofere. Ce aduce programul ăsta față de punctul unic? Care am creidut. Păi ăsta este punctul unic. Exista și înainte punctul unic de contact. Dacă știi... Adică cheltuie 20 de milioane de euro ca să transformăm un proiect. Lăsați-mă să vă răspund dacă m-ați întrebat. Nu cheltuim, ci investim 20 de milioane de euro din bani europeni aduși în România. De fapt și de drept va funcționa în relația cu alte instituții din Uniunea Europeană. Deci pare paradoxal, dar noi vom ajunge mai ușor să accesăm serviciile de guvernare din Franța, Germania sau altă țară vestică unde lucrurile sunt puse la punct, prin portalul ăsta românesc, decât să accesăm serviciile puse la dispoziție de instituțiile românești. Administrația suferă în două direcții în lipsa digitalizării. Cetățenii și firmele pierd timp și energie în fața birocrației, funcționarii sunt sufocați de volumul de muncă și nici măcar nu avem nevoie să inventăm totul, putem adopta unul dintre modelele digitale care deja funcționează. Revenim! Țara cu o viteză a internetului de invidiat a rămas în urmă față de vecini. Cei mai mulți dintre cetățeni au un nivel foarte scăzut de competențe digitale de bază în comparație cu media Europei. Guvernarea electronică e pe hârtie în continuare, birocrația sufocă inițiativa privată și timpul pierdut la ghișeu de români este măsurat doar în nervi sau în incompetența funcționarilor. Pentru a putea intra în interacțiune digitală cu statul, fiecare român ar trebui să aibă o identitate digitală. Este un alt proiect în care s-au investit foarte mulți bani, dar cu rezultate mărunte. E poarta de intrare către orice soluție digitală din România. Din păcate... Știți cât
telespectatori știu sau probabil că au nu, nu, și sunt 10, sub 10 instituții care s-au integrat cu el. În condițiile în care ți iei buletinul, îi faci poză, îți faci un selfie și îți creezi identitatea electronică cu care poți să faci teoretic orice în spatele ei. Nu te mai duci la ghișeu să-ți ridici parola de la etajul 6. Cred că am investit atunci și nu mai țin de vreo 20 de milioane, 20 ceva de milioane de euro în el. E o platformă critică, e pilon al digitalizării. Câți cetățeni pe care astăzi, cât sunt înrolați în rog AID? Să răspundă domnul Dragojan, cât se ocupă de subiectul ăsta? Păi nu, dar începem cu o platformă care comunică cu Europa, dar noi nu avem comunicarea cetățeanului. Nu se va. Haideți să închidem evenimentul și cu toate că răspundă tot ce vreți dumneavoastră. Ăla este contul meu, este identitatea mea în relație cu toate instituțiile statului. Am, nu știu, acest cont și o parolă. Da, am o aplicație mobilă în buzunar și am un site în care și cu această identitate, da, poți să te duci și să te autentifici, să te loghezi, da, în orice aplicație a statului. Da, asta este critic. Da, fără sistemul ăsta pe care în momentul ăsta nu-l avem, nu este funcțional, nu e, cum să zic, n-ai acces la el, fără sistemul ăsta nu se pot întâmpla. RoAID și mă rog să vă invit să îl descărcați pe noastră și pe câți toți. Oameni sunt înrolați astăzi în RoAID? Peste 30.000, din păcate. Din 16 milioane, 18 milioane? Din 18 milioane. Este un proiect care a fost lansat anul trecut. Suntem în curs de acreditare din punct de vedere al încrederii la nivel european. N-ar trebui, suntem în mente în sustenabilitate. Aveți identitate digitală? Eu am identitate digitală, dar nu RoAID. Am încercat să-mi fac, am fost printre primii probabil care a încercat să-și facă această identitate și am renunțat fiind la început. Modul în care am gândit toată povestea asta este să avem o singură aplicație a statului român care poate să fie utilizată direct de pe telefon, să poată să fie deschisă și într-un browser, în care fiecare român să-și găsească acolo, pe lângă un wallet în care să fie permisul, buletinul, pașaportul, în care să primească notificări înainte să expire cu 30 de zile, vorbim de un spațiu virtual în care vom putea să avem, în baza acestei platforme de interoperabilitate, să aducem un limbaj tehnic comun în care, câte de exemplu, instituții vor fi acolo? Pentru, sunt zeci sau chiar sute. O să înceapă această migrare și interconectare. Sute din câte instituții? Cum în România total, de la primării, nu mă apuc acum să iau toate primăriile, vorbim de mii de instituții la nivelul României. Vine o reticență a unei părți din societate. Avem probleme cu 666, cu Satan, cu au fost mari probleme la pașaportul biometric. Dar nu avem o problemă cu telefonul mobil în care ne ia cu toate datele de pe planetă, știe tot ce facem, o grămadă de aplicații care conectează. Bun, China respectă GDPR-ul. Da, în China, dacă e o aplicație, acum folosești aplicație de la o companie din China, oricând statul chinez poate să spună datele la mine, să văd ce se întâmplă acolo. Asta se știe, legislația lor. Încă de la sfârșitul anilor 90 au apărut câteva companii românești puternice care și-au adjudecat contractele guvernamentale și au început să domine piața de IT. Companii bogate, abonate la afaceri cu statul. Siveco România, firma fondată de Irina Socol, se afla pe primul loc într-un top al firmelor din domeniul IT care au câștigat cele mai multe contracte de tehnologizare cu statul român în perioada 2011-2015. Siveco a câștigat 62 de contracte în valoare de peste 430 de milioane de lei cu 40 de autorități publice. În mai 2016, fondatoarea companiei a fost condamnată la 2 ani și jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală. UTI Group, controlată de Tiberiu Urdăreanu, se afla pe locul 2 cu 25 de contracte semnate cu 15 autorități, a căror valoare depășește 269 de milioane de lei. Fostul ofițer a scăpat de acuzațiile DNA din 2015 pentru dare de mită, după ce l-a denunțat și pe Ludovic Orban, tot într-un dosar de corupție. Teamnet International, grup fondat de mogulul IT Sebastian Ghiță, se afla pe locul 3 cu 26 de contracte în valoare de 258 de milioane de lei încheiate cu 17 instituții publice. Fostul deputat și secretar al Comisiei pentru Controlul SRI s-a retras oficial din companii, dar era bănuit de DNA că avea sub control peste 50 de firme. A fost urmărit penal în 5 dosare de corupție și a fugit în Serbia, de unde nu s-a mai întors. Cu 2 luni înainte să dispară din România, în 2016, Sebastian Ghiță ne-a acordat un interviu despre piața românească de IT. Nu există servicii publice digitale. Ca să nu evităm subiectul emisiunii.
În realitate, în România, serviciile publice nu sunt digitalizate. Hai să nu ne dăm după deget. Toată această zonă a serviciilor informatice publice și, în general, a informației și a serviciilor informatice către cetățeni a fost gestionată de serviciile de informații. O mare influență asupra felului în care România s-a dezvoltat în acest domeniu, nu știu, în agricultură sau în construcții, dar în IT, serviciile de informații din România au avut un mare și important rol. Nu știu dacă bun sau... Acum vă referiți și la dumneavoastră? Nu, mă refer la SRI, SIE, STS, la firmele CPP. Care au fost controlate de băieții ăștia. N-au controlat nicio firmă. Dezvoltarea României din punct de vedere informatic a fost gestionată de mai mult sau mai puțin, dar mai mult, de serviciile de informații din România. După rostogolirea dosarelor penale, vechii titulari ai firmelor au dispărut din companii și astăzi piața de servicii IT pentru statul român este dominată de structuri provenite sau apropiate acelorași grupări economice. Cele mai multe contracte cu instituțiile statului le-au luat companii cu legături între ele din grupul Siveco. Singuri sau în asociere cu alte firme au contractat peste 666 de milioane de lei în ultimii ani. Pe locul secund se clasează MetaMinds, o companie deținută de foști apropiați de-ai lui Sebastian Ghiță cu expertiză în zona IT. Trencadis Corp, aflată în top, este controlată de un fost angajat al guvernului, dar în acționariat apare și un fond de investiții legat de Frank Timiș, inițiatorul proiectului Roșia Montană Gold Corporation. Compania a avut o ascensiune importantă în participarea la licitații cu instituții publice. Nu e de fiecare dată, nu știu, furăciune, golăneală. Uneori e pur și simplu neputință. De multe ori e neputință, adică neștiință și neputință. Și atunci firmele care știu și ar putea să livreze nu vin. Nu vin să-și bată capul cu așa ceva. Cu un proces în care ei nu se simt că sunt într-o concurență corectă, liberă, pentru că nu sunt. Sunt unii care știu calea foarte bine, știu să navigheze și sunt alții foarte buni pe care nu o știu. Și nu o să vină. Ani de zile, contractele de digitalizare ale statului român au fost adjudecate de cam aceleași firme care aveau expertiză, dar și cunoștințele necesare. În momentul în care tu ai o piață care nu este funcțională, nu este deschisă, da, automat ceilalți jucători din piață care n-au acces la oportunitățile alea, deci la oportunitățile astea de a crea sisteme digitale pentru stat, se vor detașa de piața respectivă. Și realitatea este că industria românească de software, vorbim de, nu știu, companiile românești care creează lucruri, neapărat de multinaționale, care creează global. Acea companiile astea românești, în general, s-au uitat în sectorul privat românesc, o bună parte, și după aceea s-au uitat foarte mult în exterior. În afară de cele 6 miliarde de euro din PNRR pentru digitalizare, se pregătesc în programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, POCIDIF, al Uniunii Europene, alte câteva sute de milioane de euro pentru România. Cu cine lucrăm? Bun, foarte bună întrebare. Nu știu să-ți spun. Adică trebuie rezolvată în principal problema asta de încredere, știi cum vorbeam. Problema fundamentală a societății noastre este lipsa de încredere. Nu mă uit la cauze acum. Dar noi, dacă te uiți, nu știu, instituția de vis-a-vis, ele n-au încredere între ele. Oamenii între ei n-au încredere. Cetățeanul nu are încredere în instituția asta, instituția asta n-are în cetățean. Chestia asta creează niște disfuncționalități fantastice, inclusiv de piață. Faci niște proiecte pentru mediul privat, dar nu apuci să le gândești pe picior și dai bani în privat. Privatul îi toacă pe toți. Numai că dacă facem așa, de fapt, cheltuim niște bani extrem de ineficient. Dificultatea vine din aceste mari proiecte și abordarea asta cu proiecte mamut. Facem un proiect de 100 de milioane de euro. Proiecte pe care statul nu le poate gestiona. Nu spun că nu e normal să fie scumpe, dar sunt mult prea mari, mult prea ambițioase pentru capacitatea noastră de a ne duce. Noi vrem să rezolvăm cu o soluție totul acum și intrăm într-o procedură de scriere, 1000 de contestații, timp de achiziție super mare. Pe când ajungem la implementare, pe care nu putem controla și nu putem să vedem dacă se implementează exact ceea ce ne trebuie, deja tehnologia e depășită. Pentru funcționarea digitală a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sau pentru ANAF s-au cheltuit sume impresionante, dar fără ca românii să primească ceva în schimb.
Detaliile vin după pauză. România a cheltuit miliarde de euro pentru sisteme considerate critice și care n-au îmbunătățit cu nimic viața cetățenilor. Următorii ani vor fi definitorii pentru direcția în care o luăm și pentru cum ne pregătim pentru viitor. Competențele digitale vor conta într-o lume în care schimbările disruptive ne vor marca. Cel mai important proiect de digitalizare al statului român cu bani din PNRR este al unui cloud guvernamental. 572 de milioane de euro pentru o infrastructură cu o capacitate foarte mare care ar trebui să rezolve multe dintre problemele sistemice ale statului în domeniul IT. Bogdan Botezatu este directorul de cercetare în amenințări informatice la una dintre cele mai mari companii din lume. În termeni, hai să zicem așa, mai puțin de specialitate, cloud-ul e o entitate care ne găzduiește datele și care ne dă acces la anumite servicii. Da? De fapt, e o aglomerație de data centere unde informațiile cetățeanului stau stocate, da? Și care ne răspund la diverse solicitări de la instituții sau de la persoane fizice. Cloud-ul nu e o tehnologie nouă, este folosit de ani de zile, da? E zeci de ani de zile. Tot ce e infrastructură digitală modernă are un cloud în spate. O calitate a vieții îmbunătățită? Ăsta este scopul final. Și în acest punct de vedere, v-am spus că odată am reușit să aducem implementarea acestui proiect mai rapid ca să dea acele servicii. Care este logica de până la capăt? De exemplu, avem foarte mulți fermieri în România, foarte mulți beneficiari ai subvențiilor de la APIA, în limita unor reguli foarte clar stabilite, fără să-i mai pui pe oameni să mai meargă de la un ghișeu la altul, să scoată hârtii, să le pună dosarul cu șină și să se ducă de la cadastru la APIA sau de la APIA la cadastru. Pare că ne dorim calea mai ușoară, în sensul să luăm aplicațiile existente și să le mutăm într-o zonă mai mică a cloud-ului guvernamental, dar mutăm ușor și după aia ne întrebăm, dar ce facem cu cloud-ul principal, ce mai punem în el? Proiectul cloud-ului guvernamental este administrat de ADR împreună cu STS și SRI. De ce se implică serviciile speciale și ajungem, sau... tocmai pentru că au expertiză și au... Secrete. Nu au niciun secret. Ei vin... Asta este... Nu au niciun secret, din contră. Ei partajează și aduc tehnologia nouă la îndemână administrației publice care are acces poate mai greu. Aceste instituții au posibilitatea să-și rețină oamenii mai bine decât administrația publică cu caracter general. Oamenii aia capătă experiență pentru că stau mai mult. Și prin urmare găsește un grad de competență în instituțiile militare sensibil mai ridicat decât în administrația civilă. Modelele europene sunt administrate tot de servicii speciale sau secrete? Nu, există entități sau state europene în care sunt chiar companii private, dar serviciile secrete păstrează controlul asupra anumitor zone din activitate. E normal. Și vă spun ceva foarte sincer. Dacă nu va fi o prezență oficială, va fi o prezență neoficială. Eu cred că trebuie să existe o echipă centralizată care să ia decizii într-un proiect de magnitudine asta, pentru că altfel riscăm să avem sute de implementări personalizate cu tehnologii care nu sunt compatibile unele între altele și atunci din nou vom avea nu un cloud guvernamental, ci 100.000 de mici camere de servere în fiecare instituție din fiecare oraș care nu vorbește limba celuilalt. În Marea Britanie, da, s-a încercat acest experiment, nu știu, a început acum circa 10 ani și au încercat să creeze acest cloud guvernamental în care chiar să ofere genul ăsta de servicii. Și au ajuns la concluzia, cred că l-au închis anul trecut, deci au oprit experimentul și au zis, noi să ne concentrăm doar pe o bucățică mult mai mică pentru că nu putem să creăm aceeași valoare ca un furnizor de tehnologie. Și aceea ne reduce. Nu l-au închis complet, da? Dar au redus, practic, au tăiat din lucrurile pe care încercau să le facă. Nu puteau să ofere... Adică era un urma timpurilor. E o grămadă de fierăraie care are, nu știu, o durată de viață de 5-7 ani de zile, depinde de echipamente, poate și mai puțin în unele cazuri. Și băgăm atâția bani în 5-7 ani? Problema e alta. Că nu vom mai avea alt jumătate de miliard de euro peste 7 ani să înlocuim toată fierăraia dacă băgăm numai în echipamente. Luna trecută, la o primă licitație pentru echipamente de procesare și soluții software pentru cloud-ul guvernamental, s-au înscris 7 consorții de firme cu nume sonore pe piața de IT românească.
Licitația este organizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale și are un preț estimativ de peste 100 de milioane de euro. Dacă mergi cu o companie, vei avea întotdeauna servicii state of the art. Ultima variantă, varianta la zi, dacă alegi să mergi cu o companie. Dacă îți faci propria implementare cu, nu știu, cu resursele tale interne, tot cu compania ajungi să lucrezi. Vei ajunge ca să fii mereu în spatele valului, pentru că nu ai viteză, nu ai agilitate, nu reușești să ții pasul cu tehnologia. Cheia e să știi ce să le ceri și să controlezi, să ai control pe proiecte. Adică nu trebuie să fie o frică asta. Ce se spune de fiecare dată e dacă nu sunt sigure datele, dacă are acces altcineva la date, dacă respectiva companie e cumpărată de, nu știu, o companie dintr-un stat ostil și așa mai departe. E să fim serioși, ai mecanisme pentru treaba asta. Adică poți să controlezi lucrurile astea ca și stat. În urma solicitării noastre adresată SRI pentru un interviu filmat despre implicarea în digitalizarea guvernamentală, am primit un comunicat. Strategia Națională de Apărare a Țării stabilește importanța vitală pentru securitatea națională a unor direcții de acțiune, printre care se regăsesc realizarea infrastructurii necesare pentru implementarea procesului de digitalizare a României. Prin adoptarea legii privind securitatea și apărarea cibernetică a României, SRI a fost desemnat ca autoritate competentă la nivel național în domeniul cyber intelligence. Compromiterea cloudului prin intermediul atacurilor cibernetice ar putea avea un impact major asupra securității naționale a României, sens în care componenta de securitate cibernetică este esențială în operaționalizarea acestuia. Zona de SRI și STS se ocupă în mod direct de tot ceea ce înseamnă securitate cibernetică, care sunt responsabili prin lege. În rest, ADR-ul, care este o entitate... Dar știți că SRI-ul se ocupă de culegere de date. Asta este menirea lui. Nu vreau să intru în subiectul ăsta pentru că nu e treaba mea cu ce se ocupă și nu sunt nici purtătorul de cuvânt al acelei instituții. A lipsit o discuție aplicată în spațiul public despre utilitatea investițiilor, dar mai ales despre implicarea serviciilor de informații în aceste proiecte. Și reprezentanții STS dau din colț în colț atunci când trebuie să explice transparent de ce au intrat ca lider de proiect în construcția cloud-ului guvernamental. Ați rămas dator să ne spuneți și de componenta de cloud, pe scurt, despre componenta STS în acest proiect. În componenta de cloud, STS împreună cu ceilalți parteneri a demarat o serie de proiecte. Am avut foarte multe discuții de la proiectarea sistemului și până acum. La nivelul instituției noastre sunt demarate o serie de proiecte în implementare, n-aș ști să vi le spun exact pentru că nu sunt din zona de achiziții. În schimb, pot să vă spun că în zona noastră de securitate cibernetică, unde asigurăm protecția serviciilor IaaS și PaaS, pe componenta internă, deja suntem destul de avansați. La solicitarea noastră de a putea filma într-unul dintre data center-ele construite pentru a găzdui cloud-ul guvernamental, ni s-a comunicat de către STS că acestea funcționează în spații administrative supuse unor politici stricte de securitate și acces. La Sibiu, unul dintre acestea a primit binecuvântarea Mitropolitului Ardealului și probabil că de atunci civilii nu au mai putut intra în încăperile tehnice ale STS. Acolo va funcționa unul dintre cele 4 noduri ale infrastructurii cloud-ului guvernamental. La nivelul statului român, mai multe ministere au propriile proiecte de cloud, construite cu alți bani. MAI l-a inaugurat anul trecut, Ministerul Justiției își demarează proiectul, Ministerul Sănătății prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea propria autonomie și Ministerul de Finanțe a început demersurile pentru realizarea unei infrastructuri de cloud. Vorbesc despre acele instituții fundamentale, pentru că Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul de Finanțe, toate au clauduri pe care se cheltuie sau s-au cheltuit bani. Acum e o întrebare. Cheltuim bani de dragul unor clauduri? Nu mă întrebați pe mine, vă rog frumos, în 2024 ce a fost profilat și gândit de către unii oameni din statul român acum 10 ani de zile. Pentru că vreau să vorbesc realist despre ceea ce se întâmplă astăzi. Ministerul de Finanțe construiește. Pentru că. Ministerul Justiției încă nu și-a construit. Pentru că. Nu mă întrebați, vă rog, încă o dată. Ce gândire a avut statul român în urmă cu câțiva ani de zile atunci când a creat aceste sisteme? La noi încrederea între instituții e la un nivel foarte jos și asta a făcut lucrurile foarte grele în România. Nimeni nu are încredere într-o altă instituție să-i găzduiască
și repet, fără să se priceapă, dar spun, noi nu avem încredere să ne lăsăm datele acolo. De parcă datele respective sunt ale instituției. Datele respective sunt ale oamenilor. Într-o clădire construită special pentru centrul de calcul al Ministerului de Finanțe în 1972, se află Centrul Național de Informații Financiare. În fapt, Departamentul IT al Finanțelor. Noastră sunteți aici stăpânul butoanelor. Butoanelor, da, corect. Corect. Al butoanelor. O să fie multe proiecte. Sunt 320 de milioane de euro destinați Ministerului de Finanțe. Sunt practic pentru digitalizarea Ministerului Finanțelor cu tot ce înseamnă subordonate și aici spun de ANAF și VAMA. Sunt practic 52 de proiecte, dintre care sunt aproximativ 20 și un pic care se referă fix la zona de infrastructură, adică mașini, hardware, achiziții, pentru că nu le produceți dumneavoastră. Corect. Și care practic vor înlocui ceea ce există în momentul de față în cadrul Ministerului Finanțelor și care unele au mai mult de 20 de ani. Ultimul aranjament este de la finalul anului trecut. Va fi integrator regia autonomă RASIROM, care aparține de SRI, pentru partea de echipamente, software și alte lucruri de acest gen, iar partea de infrastructură, data center, energie, climatizare și așa mai departe, este furnizată de STS. CSAT-ul a decis că sistemul informatic al Ministerului Finanțelor e un sistem de securitate națională, e un sistem care are niște date extrem de sensibile și ca atare trebuie protejat și să fie făcut în așa fel încât să iasă toată treaba bine. Suntem în locul în care s-a proiectat e-factura și de unde, după ani de zile, se încearcă digitalizarea funcțională a sistemului de finanțe. Aici sunt analiștii, nu? Aici da, sunt. Da. Unii din, că mai sunt și pe etajul de sus și pe etajul de jos. Ceea ce sunt la steluri sau așa-i peretele? Nu, așa-i peretele, pentru că a trebuit să împărțim, să facem niște birouri. Din ce? N-am găsit din ce? Din carton. Ce? Serviciul tehnic? Și pregătirea cadrelor. Ăsta a rămas de atunci. Da? Și nu e de pregătirea cadrelor, că chiar nu e. E un serviciu de programare. Acolo e un sistem care nu funcționează. E exact genul de echipă tehnică și îmi pare rău că îl spun asta atât de abrupt, dar nu funcționează și o demonstrează rezultatele. Ultimul, factura electronică. Toate sistemele de la Ministerul de Finanțe, sau mare parte dintre ele, sunt făcute de această echipă. Cât timp ori ești IT-ist, ori ești funcționar public. Asta e o poveste. Cât timp vrei să fii și blindat pe la locul de muncă, că nu te poate da nimeni afară, că ești funcționar public, și vrei să ieși un salariu, nu chiar de IT, dar mai bun un pic, nu o să devii performant. Trebuie concurență. Câteodată stau și mă întreb, totuși, de ce nu se vrea? De ce nu se vrea să avem oameni pricepuți în zona publică pe domeniul ăsta? 400 posturi sunt în schemă. Câți angajați sunt? 270. Nu vin oameni? Nu vin oameni. Salariul unui debutant e vreo 2700 de lei, adică 500 și un pic de euro, ceea ce la privat e, vorbind de altceva, iar salariul unui om care mai are puțin șase la pensie e de 5000 de lei, adică la IT. Există exemplu de la CNIF care prin legislație a dat posibilitatea inclusiv personalului propriu să renunțe la statutul de funcționar public, să-și dubleze salariul, dar să lucreze cu evaluare periodică la 6 luni și dacă nu mai corespunde, îi se termina contractul. Adică exact un climat pretențios și dur, precum în companiile private. Ar trebui să vă interesați câte persoane din personalul CNIF au făcut pasul ăsta. E o întrebare, da. Niciuna. Adică de unde înainte aveam undeva la 70-80 de mii de facturi pe lună, acum am ajuns să avem și 1.400.000, 1.800.000 pe zi. Adică, vă dați seama cam care e creștere. CNIF-ul se ocupă de adunarea acestor facturi. Absolut. Ce se întâmplă după? Datele sunt supuse analize de risc. Și pe baza acelei analize... Adică la unitatea de management a riscului din... Din cadrul ANAF. ANAF. Exact. În ANAF am găsit aceste volume de big data care proveneau din casele de marcat fiscale sau din ROE-Transport, care erau neutilizate. Adică noi discutăm de ani de zile în care digitalizarea a fost un deziderat, fără ca să aibă în spate măsuri concrete
de pe urma căreia să câștige statul român. Capacitatea sistemului de funcționare astăzi... Aia e încărcare mai mult de 90%. Pe un sistem informatic unde nu există așa ceva nicăieri. 90% încărcare? Deci la vârfurile de sarcină. Adică eu dacă am un telefon, 90% mi se blochează. Ăsta e motivul pentru care se plâng contribuabili și pe bună dreptate. Că mai se întâmplă să avem perioade de nefuncționar. Se mai întâmplă. Dar lucrurile astea se vor schimba odată cu intrarea în producție a noilor sisteme care urmează să fie achiziționate prin PNRR. Cel mai important proiect informatic al României este și la această oră platforma integrată a asigurărilor de sănătate. Baza de date a Casei de Sănătate, a Casei Naționale de Sănătate, cu baza de date a Poliției și cu baza de date a ANAF-ului nu sunt armonizate. Adică, nu suntem în pericol să dăm rețete la pacienți morți? Liviu Popescu este directorul IT al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, instituția cu cel mai mare buget anual, peste 10 miliarde de euro. Ultimele investiții majore s-au desfășurat la nivelul anilor 2012. Sistemul și numărul de furnizori și cerințele legate de sistem erau cu totul și cu totul altele. În 2016, de mentenanța sistemului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se ocupa grupul Timnet, condus de Sebastian Ghiță. În timp ce străinii au luat 180 de milioane de euro, softul a făcut Siveco pe 2 milioane? Știți asta? Contractul a fost adjudecat de Compec, care s-a judecat cu HP, care HP a înghițit Compec. Și care n-a făcut nimic. Și am lucrat noi românii pe 2 milioane. Și astăzi vin să-i cer pe aia că de ce arată lucrurile cum arată. În cazul că Casei de Sănătate s-a jucat întotdeauna foarte periculos, s-a tras din ea cât s-a putut să se tragă, până la limita de suportabilitate, care din punctul lor de vedere era mai jos decât era punctul de vedere al beneficiarilor. Când nu-i nimeni să gândească un proiect bun și să-l păzească, să implementeze bine, cu cerințe de performanță pentru a funcționa la nivel național, lucrurile ies așa. Câți angajați aveți dumneavoastră la departamentul IT? Aici este o problemă. Angajați real sunt 12 persoane. Mult, mult subdimensionat. De la început au fost probleme. Nu a fost dimensionat suficient, dar mergea totuși mult mai bine. Rețeta electronică atunci când a apărut a mers foarte bine. Din păcate, atunci când s-a introdus cardul a fost dezastru maxim. S-a terminat cu totul. N-a mai mers nici rețeta, n-a mai mers nici introducerea în sistemul informatic. Nu s-au mai putut face aceste validări de baze încrucișate. N-a mai mers nimic. Scandalurile s-au ținut lanț la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Mai mulți foști președinți au fost cercetați penal pentru că au favorizat cumpărarea la prețuri supraevaluate a serviciilor de asistență tehnică pentru informatizarea instituției. Unii dintre aceștia au fost și condamnați. Lucian Duță a condus Casa Națională de Asigurări de Sănătate între 2009 și 2012, iar în 2022 a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru o presupusă șpagă de 6,3 milioane de euro. Denunțul penal a fost formulat de Irina Socol, cea care controla grupul Siveco. Acest sistem nu era al Casei Naționale, în primul rând, și este al statului român, drept pentru care întreținerea acestui sistem, mentenanța acestui sistem, necesită o atenție deosebită din punct de vedere tehnic. Aici este doar poarta de intrare a caselor județene către serverele centrale. Ceea ce vedeți aici, aceste echipamente, reprezintă doar accesul, comunicarea cu casele județene. Pe aici se face către sediul central, data centerul central. Încă din 2016, sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate trebuia înlocuit. Echipa România Te Iubesc a avut acces în acea perioadă la serverele CNAS aflate în custodia STS. Sistemul așa cum arată, mai are viață? Grea întrebare. În opinia mea, ar trebui să ne gândim deja la un refresh al sistemului. Producătorii acestor echipamente le-au scos din suport de la nivelul anilor 2015-16, deci nu mai sunt în suport, nu mai sunt în update-uri de la producător. În consecință și specializarea experților IT care să facă mentenanța acestor sisteme
s-a diluat, adică nu mai găsim la îndemână nici piese de schimb, nici experți cu specializare în aceste tehnologii. Nu a funcționat spre mai bine niciodată, a funcționat din ce în ce mai rău. Abia astăzi, odată cu banii din PNRR, se pun bazele unui nou proiect de sistem informatic pentru instituția cu cel mai mare impact public după finanțe. Anul trecut, la final, eram în pasul de a pierde o finanțare de 100 de milioane. Împreună cu cei de la Casa de Asigurări. De cei de la Casa de Asigurări, pentru că acolo e una dintre prioritățile zero. Ca suport tehnic, au fost împreună cu colegii mei acolo și am reușit să salvăm acel proiect, care în momentul de față este linie dreaptă. Avem un declin accentuat demografic. Mulți oameni valoroși și cu aptitudini au părăsit și încă mai părăsesc țara. Una dintre cauze este și relația deficitară cu instituțiile statului român. O realitate care poate fi compensată parțial prin tehnologia care ne poate ajuta să ne creștem calitatea serviciilor publice. Dar trebuie să nu lăsăm autoritățile să-și bată joc de proiecte valoroase. Așa că nu poți să te mai gândești astăzi la o companie care face față competiției nefiind digitalizată, pur și simplu moare. Așa și statele nedigitalizate vor fi într-un soi de moarte de asta în era analogică, în era non-digitală. Vor pluti cumva, adică ești incapabil să iei decizii, ești incapabil să prevezi crize, ești incapabil să fii nu ești rezilient. E critică, e dincolo de stăm mai puțin la coadă. E vorba de capacitatea noastră de a putea fi competitiv sau nu, în raport cu alte țări. Atât de important e. Așteptăm mesajele voastre, edițiile le puteți urmări pe Știrile Pro TV, la secțiunea România Te Iubesc și pe Voio. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile Pro TV. Toate bune!